față la Ateneu nu s-a întâmplat același fenomen. Ei, așa trebuia făcut toată treaba. De ce nu s-a respectat? Dar ei ce se întâmplă? S-au bucurat că au achiziționat, că au adus... Dacă țineți minte, îi debeau început să se pături de Piața Unirii când au venit containerele cu această marcă. Așa, văzând că ăștia merg prost, pe aia am avut 5 sau 6 amânări de punere în funcțiune a acestei lucrări, dacă țineți minte. Da. Așa, nu se mai termina, vreo 3 ani a durat. În condiții în care a trebuit să fie gata în octombrie, au mai durat încă vreo 3 ani. Înseamnă că și ăștia au intrat un picuțic în panică, așa și-a zis, bine că au dat 3 milioane, că vreo 3 milioane, dacă nu mă înșel, de euro, au costat aceste pavele, aproape 35-40% din valoarea investiției, chiar a fost 8 milioane și ceva. Da. Ei, s-au bucurat și a zis, bă, dacă cumva ăștia dau faliment și așa mai departe, cel puțin pare că au materialul în cur. Au fost destul de, da. Dar cert este că era foarte mai bună aia pe care au făcut să mai înainte. Ceea ce n-am înțeles și am avut discuții extraordinar de mari cu ei, de ce a trebuit să spargă betonul ăla care l-a donat în 75, un beton care de acum a lucrat să calcum. Și asta se întâmplă, betonul, motând imediat, trebuia lăsat bare un an de zi. Își făcea de cap. Asta, cum se cheamă, fundația. Așa, după care venea și mândă. Și uitați-vă, el pe unde lucrează, el își face acum rost. De crăpat, de exemplu, pe toată lungimea aia de acolo. El acolo lucrează. El, dacă nu aș fi pomontat aceste pavele, așa, el își făcea de cap, după aceea venea, trasa mingea pe acolo unde s-a creat fisura. Este niște treburi de meserie, dacă unde știe să le faci ca lumea, uite că au repercusiuni asupra calității lucrărilor. Bine, că am probleme mari și cu sala aceasta de spectacole, plouă înăuntru, am intervenit să nu mai plouă acolo. Nu, proiectul a fost mizerabil executat de către cei de la firma domnului, nu mai mai spune numele, firma cealaltă, Bahamat, a lucrat foarte frumos. Unde a lucrat Bahamat, să spun așa, a lucrat foarte frumos. Ateneul a lucrat frumos. Tot ce a lucrat Bahamat, s-au lucrat frumos, dar ce au lucrat, ceilalți nu. Cât a costat betonul? Nu, trebuie să știu acum exact așa. Dar știți? Știți? Cât a costat pavimentul, cât a costat? Nu, betonul. Nu, n-am. Cât a costat pavimentul, fundația de beton, n-am trebuit să știu acum, dar pot să mă uit.